Mai departe, am o întrebare de la telespectatori. Da. Înțeleg că veți schimba buletinul, cartea de identitate. E un proces, într-adevăr. Și îl veți face mic cât un permis de conducere. Am avut dificultăți pentru că un furnizor care nu e român a întârziat cu executarea contractului. S-a remediat cumva această problemă. Am lucrat la ea vreo două luni. Era întârziată când am văzut-o. Nu era vina ministerului în niciun fel. Sperăm să deblocăm, să accelerăm și acest proces. Da. Deci nu s-a început încă schimbarea cardului de identitate? Este în proces acest lucru. Și cartea de identitate electronică. Avem mai multe proiecte care sunt în curs. Și dacă tot le faceți, nu merită să schimbați legislația în așa fel încât... Să spuneam că va trebui să discutăm cu Comisia de Specialitate, eventual să fie o propunere legislativă, că nu e obligatoriu să pleci tot de la minister, dar e bine ca parlamentarii, când au astfel de inițiative, ar fi ideal să ne consulteze adică pe noi. Adică și permisul de conducere ar putea să aibă suficiente elemente de siguranță, în așa fel încât să poată... Mi-am notat toate aceste propuneri, le voi discuta cu colegii.